Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri. Ziua de 21 decembrie 2012 coincide cu încheierea calendarului maiaș și a fost asociată cu sfârșitul lumii, venirea extratereștrilor sau alte evenimente apocaliptice. În schimb, noi vă spunem că această zi se încheie cu sărbătoare și voie bună la Alba Mall, la petrecerea aniversară de un an de zile a televiziunii noastre, unde sunteți așteptați. Mediul online a vehiculat o grămadă de zvonuri, de la coliziunea corpurilor cerești cu planeta noastră la explozii solare sau alte scenarii detaliate despre sfârșitul lumii. S-a spus că judecata de apoi va începe pe 21 decembrie. A venit și această zi și se pare că nu se va întâmpla nimic din ce au spus așa zi și profeții ai apocalipsei. Următorul material prezintă un astfel de scenariu în orașul nostru. Dacă supraviețuim, vă așteptăm la Alba Mall să sărbătorim împreună un an de Alba TV. Concursul organizat la emisiunea Agricultura în județ, filmată duminică 17 decembrie în hala agroindustrială Oancea din piața Alba Iuliană Cetate, și-a desemnat astăzi câștigătorii. Din cele 26 de persoane care au sunat la redacție și au răspuns corect la întrebarea din cadrul emisiunii, 5, prin tragere la sorți, au câștigat un voucher de 30 de lei cu care își vor putea cumpăra produsele dorite din respectiva hală agroindustrială. Norocul a ținut cu 4 bărbați și o femeie. Cei 5 fericiți câștigători sunt Andrada Giurgiu, Ioan Hălălaie, Ioan Tot, Andrei Băcăițan și Eugen Oprițescu. Aceștia își vor putea ridica premiile sâmbătă, 22 decembrie, începând cu ora 9, chiar din hala agroindustrială Oancea, acolo unde le vor putea folosi ulterior pentru a-și cumpăra produsele dorite. Vinurile albe de Ciumbruda au obținut an de an medalii de aur și argint la concursuri interne și internaționale. La acest capitol, cocheta Cramă din Ciumbrut, de pe domeniile Boieru, de clasă, a obținut în acest an, cu un vin din anul 2009, medalia de aur la concursul internațional de la Berlin. Vinul episcopal este vinul care a luat marele trofeu de la Berlin și a fost obținut dintr-un cupaj de Sauvignon Blanc, Pinot Gris și Traminer din recolta anului 2009. Aurul de la Berlin este extrem de prețios, având în vedere faptul că în ultimii 5 ani, doar un vin de Cotnari din colecția 1973 a mai reușit o asemenea performanță. Vinul este producția 2009, o producție cu totul și cu totul aparte, probabil una din cele mai bune din ultimii 20 de ani, cum a fost numită de către specialiști, pentru că totul a coincis la perfecțiune, și acumularea de zahăr și aciditatea. Dovadă este și acest vin, deci recolta 2009 este un vin învechit deja la sticlă, are 2 ani de când a fost îmbuteliat. Se simte un ușor cașeu de învechire, dar care înnobilează vinul și care practic ne face să și sperăm că pe viitor vinul va câștiga în calitate prin învechirea la sticlă. Deci poate fi numit liniștit un vin de colecție, mai ales pentru iubitorii de vin care aleg să colecționeze sticle de vin. Deci la miros, încet cu încetul, după ce vinul se încălzește în pahar, puteți descoperi arome diferite, de la condimente, la fructe exotice, la piper verde și chiar o ușoară aromă de fagure de albine. Duminică, de la ora 15, în cadrul emisiunii Agricultura în județ, veți putea urmări un amplu interviu cu Florin Dănoaie, directorul general al domeniilor Boieru. Astăzi, la conferința de presă de la Poliția Locală, s-au evidențiat activitatea serviciului desfășurat pe parcursul anului care a trecut, precum și măsurile preventive luate de polițiștii locali în vederea diminuării riscului infracțional de pe raza municipiului Alba Iulia.
Purtătorul de cuvânt al poliției locale, Marius Ardeleanu, a precizat că au fost aplicate peste 2000 de sancțiuni, dintre care 641 au fost cu amendă. De asemenea, poliția locală a asigurat buna desfășurare a tuturor evenimentelor care au avut loc în orașul nostru în anul 2012, printre care și manifestările de Ziua Națională și alegerile parlamentare, iar în unele cazuri au fost ajutați și de camerele de supraveghere video. Atât la alegerile locale cât și la ultimele alegeri parlamentare nu au fost evenimente, chiar din punctul nostru de vedere, adică n-au încercat nimeni să murdărească, distrugă împrăștii, afișele sau să... Campania electorală, cel puțin putem să spunem că s-a desfășurat civilizat aici pe raza municipiului Alba Iulia, n-am avut probleme de distrugeri sau alte chestii de genul ăsta, cum se mai întâmplă poate prin alte părți. Tot în anul care a trecut, noi, așa cum bine știți, noi am și avut discuții și cu dumneavoastră despre un sistem performant de supraveghere video. Există la ora actuală niște camere amplasate în municipiul Alba Iulia cu care, uite, s-au adus contribuția spre soluționare în 4 dosare penale. Totodată, poliția locală a asigurat menținerea ordinii și liniștii publice, s-a implicat în fluidizarea traficului în zona istorică, precum și monitorizarea traseelor de nord și de sud ale cetății Alba Carolina. Acum, la sfârșit de an, poliția locală vă urează sărbători fericite și vă asigură că puteți conta pe ajutorul lor și în anul care vine. Sâmbătă 22 decembrie, de la ora 17, Marea Familie a Ceferiștilor din Teiuș se reunește la Casa de Cultură Orășenească. Aici va avea loc o întrunire festivă a tuturor celor care au avut sau mai au încă legătură cu ceea ce a însemnat nodul de cale ferată Teiuș. Fiul de ceferist, primarul Mirel Hălălai a avut fericită idee de a organiza anual în Teiuș o întâlnire a ceferiștilor, propunere care a fost adoptată imediat de consilierii locali. Noi, ca și administrație locală, ca și primara localității, ca om provenit din rândurile ceferiștilor, tatăl meu fiind ceferist prin vocație, am considerat necesar, împreună cu echipa de consilieri, să promovăm spiritul ceferist al orașului și ne-am gândit să facem cel mai bine acest lucru, promovând o întâlnire a ceferiștilor, ediția întâi, cum o dorim noi, ediția întâi promovată în așa fel încât să putem să ridicăm acest spirit ceferist, să putem să arătăm lumii că nu suntem oamenii care au neglijat calea ferată. Calea ferată este un obiectiv care pe toți ne-a legat, la marea majoritate a concetățenilor mei ne-a asigurat cariere, le-a asigurat bunăstarea familială și pentru asta noi nu avem voie să o uităm. Important nod de cale ferată pentru Ardeal și România, Teiușul nu mai are astăzi decât o gară pustie, prin care trec zilnic, ca niște fantome, 2-3 trenuri. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Rămâneți în continuare pe Alba TV. În câteva momente urmează știrile sportive și datele despre starea vremii. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Astăzi, la sediul Asociației Județene de Fotbal Alba, a avut loc o conferință de presă în care a fost prezentată activitatea Asociației de-a lungul anului 2012. Sorin Corpodean, președintele AJF Alba, s-a declarat extrem de mulțumit pentru ce a realizat alături de colegii săi în acest an, dar își dorește pentru anul care vine mai mult fair play și mai multe performanțe ale fotbalului la nivel județean. Sorin Corpodean a declarat că este extrem de mulțumit de realizările avute în acest an 2012. Atât fotbalul, cât și arbitrii au progresat, fapt pentru care fotbalul județului Alba s-a ridicat peste alte județe. Dacă mă refer la latura administrativă, secretariat și alte comisii de lucru, personal pot să spun un simplu lucru, că sunt mulțumit de cum funcționează echipa AJF-ului, este loc de mai bine, dar cred că deja randamentul pe care îl avem ca echipă de lucru este unul foarte bun. Pentru anul viitor, președintele Asociației Județene de Fotbal își dorește mai multe echipe de copii înscrise în competiție și cât mai mult fair play pe stadioanele din județ. HC Voința Sebeș a câștigat ieri meciul jucat în fața propriilor suporteri. Sebeșenii au întâlnit pe formația Romcri Brașov, pe care a învins-o cu scorul de 34-19. Chiar dacă meciul se anunța foarte dificil, elevii lui Alexandru Weber s-au impus fără drept de apel.
Iar în seara, Florin Fleșeriu din Sebeș, Voința Sebeș, a disputat ultimul meci în fața propriilor suporteri din acest an. Formația de handbal masculin din județul Alba le-a oferit celor prezenți spectacol și o victorie clară în fața unei puternici formații din Divizia B. Meciul a curs de la un capăt la celălalt în favoarea handbaliștilor antrenați de Alexandru Weber, la pauză tabela indicând scorul de 18-9. Repriza secundă a aparținut tot gazdelor, care au practicat un handbal curat, demonstrând încă o dată că experiența dobândită de-a lungul anilor își spune cuvântul la acest nivel. La final, Voința Sebeș a învins cu 34-19, stabilind un record în această ligă, având 6 victorii meciuri. Cel mai bun om de pe teren a fost aseară interul stâng al Sebeșului, Mihai Macarie, marcatorul a 12 goluri. Voința Sebeș joacă mâine ultimul meci din acest an, în deplasare pe terenul formației pe care tocmai a învins-o, Rom Cri Brașov. Atât din sport pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Vremea va fi destul de rece și în această seară. Cerul va fi temporar noros, însă doar izolat va mai ninge slab. Vântul nu va prezenta intensificări, iar temperaturile minime se vor situa între minus 14 și minus 3 grade, cu posibilitatea ca în zonele joase local să se aștearnă ceața și chiciura. La noapte, presiunea atmosferică va fi în creștere, iar mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de minus 4 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi minus 5 grade la Aiud și Blaj și minus 7, minus 8 grade Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea va fi rece și sâmbătă, geroasă mai ales dimineața și noaptea în toate regiunile centrale. Cerul va fi temporar noros, izolat va fulgui în zona de munte și trecător posibil și în rest. Vântul va sufla în general slab, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 10 și 1 grad, iar cele minime se vor situa între minus 17 și minus 7 grade, mai coborâte în depresiuni. În zonele joase, local, se va semnala ceață și chiciură, după care valorile termice se vor ridica undeva la 1-2 grade la Alba Iulia, Sebeș și Aiud, vor fi aproximativ 0 grade la Blaj și minus 1 grad Celsius, vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea se va menține rece și duminică, cerul va prezenta înorări și, îndeosebi în a doua parte a intervalului, va ninge pe arii extinse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 13 și 3 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 15 și minus 5 grade, mai ridicate în zonele deluroase până la 0 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice pentru acest sfârșit de săptămână. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. Weekend plăcut!